Bună seara, dragii mei, suntem din nou împreună, discutăm despre proiecte, despre ce se va întâmpla în viitor în Rădăuți, discutăm despre uh, prognoze și discutăm, evident, despre gânduri de viitor. Cu cine discutăm această, în această seară? Bineînțeles, cu primarul uh, municipiului Rădăuți, domnul Bogdan Loghin. Bună seara, domnule primar, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine. E prima întâlnire din acest an, si. sperăm una care să să mă rog, să clarifice foarte multe lucruri legate de ceea ce vreți să faceți, ce, ce v-ați propus să faceți în anul de grație 2000. 2022. Zboară timpul foarte tare, domnule primar, s-a dus deja un an din, din mandatul dumneavoastră, așteptări foarte multe, gânduri foarte multe. Sunteți în pregătirea bugetului, bănuiesc, pentru că am văzut săptămâna trecută Consiliul Județean Suceava și-a aprobat bugetul, ca să spun așa, pentru anul 2022, pe care de consecință fiecare unitate administrativă își pregătește partea de buget. Ați primit o sumă consistentă, vă gândiți la viitor. Ce gânduri de viitor, domnule primar? Gânduri de viitor numai de bine, pentru că de asta am venit în fața oamenilor la alegeri, pentru că, vă mai spun ceva, că permanent în legătura cu oamenii. Chiar și zilele acestea am fost pe două străzi, unde cetățenii aveau neapărată nevoie de apă, pentru că situația acolo este groaznică din punctul meu de vedere, atât timp cât ei nu pot folosi apa nici pentru centrale sau pentru a putea spăla acolo. Este vorba de Strada Pozenului și Strada uh, Prelungirea Mihai Pitei pentru că pe Strada Jalcă oamenii încă de foarte mult timp au pus mână de la mână și au reușit, au reușit să-și tragă singuri apa acolo. Uh -huh. uh, inițial am spus că în momentul când vine acetul cu proiectul 2 apă canal, de acolo chiar începem, din zona Tolocii respective dar anul acesta vom veni cu niște indicatori în Consiliul Local la bugetul de anul acesta pentru a putea remedia problema cu apa. Canalizarea o lăsăm pentru când va veni acetul, dar aici cu apa oamenii chiar nu mai au răbdare. Și pe bună dreptate, domnule primar, pe pentru, dreptate că pentru că am văzut foarte multe comentarii de foarte legate mare, de această, sigur, sigur. această nevoie de a avea apă. E o zonă sensibilă, e o zonă, cum să vă spun, eu, necesară, exact. firească, pentru că vorbim de apă, vorbim de curățenie, vorbim de. Vă spun că oamenii ne-au ne -au întrebat, domnule, dacă trebuie să facem o cerere sau ceva, o cerere colectivă, cum se obișnuia. Am explicat foarte clar că, odată ce am fost eu la fața locului, nu are rost să jucăm jocuri de astea politicianiste în care să ne facem că primim adrese, le dăm un consiliu local, câțiva consilieri eventual nu sunt de acord și îi păcălim. Și am zis că vom găsi toate soluțiile necesare pentru a rezolva această problemă în primă fază. Da? Cu toate că rădăuțenii trebuie să știe că impactul bugetar al creșterilor la utilități este unul foarte mare pentru primăria municipiului rădăuți, un alt factor care influențează foarte mult bugetul este faptul că trebuie să alocăm sume foarte importante în zona cofinanțărilor pentru fondurile europene și pentru proiectele din această zonă. Am făcut niște calcule și pentru că fundurile europene se fășoară pe perioada anumitor ani. De exemplu, pe AXA 13 avem termen de implementare până în 2023. Așa că am împărțit puțin cheltuielile în această zonă și am mers cu minimul, dar și așa este un impact foarte mare. Mergem mai departe, dar să știți că prioritate sunt tot drumurile, pentru că încercăm în zona aceasta să intervenim foarte puternic, pentru că s-au săturat rădăuțenii și de gropi, și de praf, și de toate. Drumul nu este atât de simplu, pentru că aceste drumuri vor putea fi făcute nu numai din buget local, bineînțeles, dar și din fondurile care urmează să vină. O parte din cele de la... la PNRR, probabil, nu, sau nu? Nu, nu, nu în, eu mă refer la, în imediat, apropiere, pentru că celelalte mai durează puțin. Am pus, de exemplu, un proiect pe drumuri pe CNI, de exemplu, dar și pe Angel Salini la fel cum am pus pe Angel Salini și un proiect pentru apă canal, uh, extragând de, efectiv toate drumurile care au rămas în aer de, de la ACET, le-am prins în acel program. Este un uh, proiect destul de mare. Este de extindere, să spunem de așa. Da, de extindere, <coughs> nu de înlocuire, pentru că noi de, deocamdată avem zone în care nu avem aceste utilități. Așa că suntem pregătiți din punct de vedere al uh, proiectelor depuse pe anumite axe și pe anumite proiecte. Ne-am bucurat, bineînțeles, și de un ajutor de sfârșit de an din nou de la Consiliul Județean de peste 2 milioane de lei care au avut o influență extraordinară asupra bugetului în sensul că am putut plăti subvenții în avans pe luna februarie să putem debloca uh, acele probleme ale comunalor în continuare cu gazul și o alt, un alt ajutor a venit în momentul când toate localitățile au primit pentru un an înainte, suma alocată utilităților și mediului. 4 practic, milioane de, 750 de, 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 mii, de, mii, de mii, Deci, o sumă foarte de mare. Zile, practic, că zile, practică, pentru utilități rata și rata mediul, utilități. care, practic, bloca într-o bună, într-o mare măsură bugetul, pentru că acea sumă trebuia să găsească în buget. Chiar dacă de fiecare dată, guvernul a venit în ajutorul municipiilor, municipiului și localităților aferente, și au uh, închis această zonă anual. O, aici a, aș ridica o problemă. Mare bucurie pentru Municipiul Rădăuți ar fi dacă, și nu numai, pentru toate localitățile afectate de acest program, greșit din punctul meu de vedere, să preia guvernul în totalitate acest proiect. Pentru utilități că, și mediu de al discutat Utilități și mediu, pentru că în momentul acela gradul de îndatorare ar scădea pentru, pentru Municipiul Rădăuți, iar noi am putea accesa mult, mult mai ușor un, un fond pentru a putea asfalta Știți? cât mai mult din municipiul rădăuți. Pentru că uh, nu trebuie să ne ferim și să spunem rădăuțenii și oricine doresc, în primul rând, cât mai repede de făcut. Proiectele, programele no. sunt în curs, dar sunt și metode prin care putem accesa uh, și mai repede. Și ce vrem fonduri. să vă spun, poate utilități și mediu, așa ca idee, poate n-a fost o idee foarte, foarte rea ca și idee, însă foarte prost implementată prost implementată uh, și uh, a ajuns să nu mai fie eficientă. Mi-aduc aminte de centrale de cogenerare, cea de la Rădăuți a funcționat și funcționează, dar mi-aduc aminte de centrale de cogenerare de la Vatra pe spre exemplu, care a făcut o parte din acest proiect și nu funcționează pentru că n-a ajuns gazul acolo, gazul e undeva pe drum, sau cea de la da. Câmpul Lung Moldovenesc care, chiar dacă a venit gazul, nu este eficientă pentru că oamenii s-au de, debranșat de la rețeaua de gaz exact. Exact. metan și iarăși, adică de rețeaua de termoficare, să spunem, centralizată și atunci lucrurile uh, au fost, cum spuneam, ineficiente. Poate ca idee, n-a fost o idee reală, însă implementarea Sim. ei a fost una dezastroasă și a creat o problemă financiară. Cred că vă aduceți aminte că spuneați de datorii da. ce a pățit la un moment dat municipiul Câmpul Umol de acolo Mihaița Negură da. a avut conturile blocate de ANAF tocmai din cauza datoriilor la această da. utilități și mediu. Practic, ajutorul venit a fost unul benefic pentru toate cele 61. Dumneavoastră sunteți exact. una, dintre una dintre localități, 60. 61 de oateuri din uri din județul Suceava pardon, uh, au făcut, uh, fac parte din, această, din această, uh, în acest utilități și mediu, să spunem așa, uh, și au fiecare din ele uh, și-au apus aportul. Fac doar o paranteză. Moldovița, din ceea ce știu eu, este parte și plătește și arată, în condițiile în care spre Moldovița n-a mers nici gazul metan, nici absolut nimic altceva. Una dintre localități da. lucrurile au fost, cum spuneam, prost gestionate, foarte prost gestionate, și poate acolo ochiul vigilant al statului ar trebui să, să vadă câte ceva. Deci spuneați, au venit banii, va venit ajutorul pentru așa. Aveți și în anul ăsta în buget am văzut repartizat iarăși sume frumoase pe care trebuie să le luați în calcul acum cu pregătirea bugetului, v-ați făcut gânduri, drumurile sunt partea cea mai importantă. Exact. Aveți drumuri pietruite și acum, domnule primar, în că Da, aceasta rămâne una dintre cele mai mari probleme ale municipiului Rădăuți. De aceea, după cum am spus, ne-am îndreptat atenția în această direcție, dar nu numai. Utilitățile, pentru că Apa și canalul lipsește aproape jumătate din municipiul Rădăuți și așteptăm, așteptăm foarte, cu foarte mare interes și programul acetului. să termină licitațiile și să începem odată și pe municipiul Rădăuți. Vă spun sincer, mergem în teren și lumea nu ne mai crede. Ca să nu mai spun că foarte mulți cred că primăria este de vină, dar încă o dată. Fac un apel pe această cale să înțeleagă toți că acetul este cel care trebuie să facă aceste investiții, deși noi ne dăm peste cap să mai rezolvăm punctual, așa cum am amintit mai devreme, anumite probleme care nu mai suferă amânare deloc. Vreau să spun că centrala de cogenerare, totuși la rădăus, nu mai funcționează din 2019, din august. Acele turbine s-au oprit, nu au mai putut fi reparate, ele trebuiau reparate mai din timp. O perioadă s-a folosit această cogenerare, acum chiar nu ar fi fezabilă, deoarece prețul gazului este mult mai mare decât ceea ce ar putea scoate ca și electricitate din acele turbine. Nu mergem mai departe. Și acele trebuie certificate să... verzi? Exact, la un dat. acele certificate verzi este ceva foarte complicat. Acum nici nu știu în ce direcție o iau lucrurile, foarte multă lume spune că se va merge pe energie electrică plus energie verde, dar trebuie să fim foarte prudenți pentru că lumea și așa este dezorientată și nu aș vrea să indicăm subliminal așa niște direcții greșite până la urmă. Trebuie să mai așteptăm să vedem despre ce e vorba. Eu sper să intervină foarte multe surse alternative într-o perioadă relativ scurtă, astfel încât prețul gazului să un pic să fie mai echilibrat. Pentru se pare că, că a intervenit, vreau să vă spun, am, am intervenit, am văzut guvernul României, am, am avut cei de la, un politic e greu de spus pentru că și cei de la PSD și cei de la PNR spun același lucru, doar că și asumă și unii și ceilalți, în mod singular, să spunem, acest demers, am văzut că discută despre o plafonare, practic, a prețurilor undeva în zona, într-o zonă permisivă, să spunem, atât la consumul populației, cât și la consumul tot ceea ce înseamnă instituții publice, consumul, nu știu, pentru pe care îl folosiți la încălzirea populației și așa mai departe, se vorbește despre această plafonare și se pare că este chiar una care va fi operabilă de la 1 februarie, cel puțin asta ne spuneau guvernanței. Acum este o problemă de care nu este bucuros nimeni. nimeni, nimeni, nici indiferent de culoare politică. Este vorba că totul se răsfrânge asupra economiei, totul se răsfrânge asupra oamenilor care, bă, fără vină nimănui, ajung din ce în ce mai împovărați din toate punctele de vedere și trebuie să o recunoaștem foarte răspicat. Nu trebuie să ne ascundem pentru că asta este realitatea. Cu toate acestea, eu am încredere că, totuși, aceste formațiuni mari, PNL-ul și PSD-ul, dându-și mâna în aceste momente grele, vor găsi cele mai bune soluții, pentru că la reprezentativitatea din guvern sunt cei mai îndreptățiți. Trebuie să, să o recunoaștem, și din acest punct de vedere. Problema este că nu este atât de ușor. Eu întotdeauna am spus de exemplu scăderea TVA-ului nu o văd ca o soluție pentru că este o soluție de moment să zic, dar nu poate fi controlabilă. Această plafonare ar fi cea mai indicată Correct. și atât timp cât în această direcție își vor pune semnătura și cunoștințele cei mai buni profesioniști din România, eu zic că se va regla într-un fel sau în altul. Repet, cu toate că este o situație gravă din punctul meu de vedere, foarte ceea ce gravă. se întâmplă foarte aceasta grav. cu creșterea prețurilor, care parcă nu mai poate fi controlată. Am și văzut câteva materiale foarte interesante, de altfel, cu chinimele de rigoare, dacă vorbim de interesante, doar prin prisma valorilor și sunt într-adevăr desperiat. Am văzut instituții publice, gen școală, gen, nu știu, primăriei, la care au venit niște facturi, efectiv niște valori colosale, colosale. Colosale. Greu de înțeles, greu de digerat și imposibil de plătit, pentru că despre asta vorbim. Am văzut un material al unui confrate, să spunem așa, din presă, care făcea un calcul că poate să ducă uh, copiii să facă uh, școala uh, online, dar să fie cazați în Dubai sau ceva de genul ăsta. Da. Adică lucrurile au luat o efectiv au luat au sărit de pe, de pe din firesc, să spunem, au mers de desan în zona fantasticului. Da, cu au crescut de, de cel puțin patru, eu vă spun, dacă pe iluminatul public într-o lună normală veneau undeva la 70.000 de, de lei, deci 700 de, de, de milioane de lei vechi, acum vin 260.000 de, de lei A, vechi. De. Deci la direcția de asistență socială, dacă veneau 5.000 de lei, da? Acum vin 27.000 de, de lei. Deci sunt sume foarte, foarte mari pe care uh, tot bugetul le suportă. De asta spuneam că nici nu mai știi cum să o faci, pentru că acum intervine și factorul social, indiferent de culoarea noastră politică, dar... Prima dată îți vine în cap să spui, domnule, ce mai tai să nu ai cheltuieli respective? Dar nu rezolvi problema problemă pentru că o arunci în zona socială și a oamenilor care au și ei familii și obligații la rândul lor și nu faci decât să muți problema dintr-un buzunar în altul. De aceea trebuie să vedem foarte, să fim foarte atenți și, în afară de aceasta, trebuie să fim foarte înțelegători între noi în această perioadă. Pentru că eu nu cred că există vreun primar sau vreun lider care nu-și dorește dezvoltarea în zona sau în dreptul lui ceea ce păstorește. Dar în același timp, văzând că acest buget al funcționării atât de dramatic a suferit schimbări în rău crescând, este foarte greu de controlat. Pentru că știți cum, sunt venituri în zona de funcționare. Legea spune că funcționarea trebuie obligatoriu asigurată. În momentul când există sume care rămân din funcționare, acea zonă merge în zona excedentului, care la rândul ei merge în zona bugetului pe dezvoltare. Asta ar fi ideal. Acum nu prea, nu prea se mai întâmplă lucrul acesta, pentru că acel excedent este înghițit de creșterea funcționării. Și atunci trebuie să ne concentrăm efectiv pe banii care avem din taxe și impozite pe zona respectivă cât mai rămân, plus alte venituri, cote banii de facultate de TVA și se iau deveniți. din zona de dezvoltare ca să puteți asigura zona da. de funcționare, ca să zicem așa, Efectiv, cu toate da. cheltuielile da. care sunt care, mă, mă, sunt în zona da. respectivă și astea deja sunt complicate. Dar fără încă o dată când totdeauna am spus lucrul acesta, fără o gândire pe termen lung și răbdarea cetățenilor care înțeleg că fără fonduri europene ceva vizibil nu se poate face, mergem pe această direcție, nu putem abandona Dona acum niște uh, poziții de fonduri europene pentru care am luptat, am luptat atât de mult uh, să nu punem cofinanțare de, uh, și să mergem mai clar, departe. Clar. Deși acea cofinanțare care pare foarte mare în buget în momentul acesta, am putea face să vadă chiar anul ăsta. Nu, sunt niște bani blocați deocamdată în acea zonă, dar fără de care uh, nu se va vedea nimic peste 2-3 ani de zile. Ca să nu mai spun, uh, vreau să dau uh, exemplu. l-am citit zilele trecute, zilele astea, de fapt, uh, cu o zi două cei de la NRE de la, la agenția nu de la NRE, se cheamă altfel agenția de nord-est ADR nord-est ADR nord-est Nord de deci, Nord ca și exemplu de bună practică a, comuna Dărmănești colegul dumneavoastră de da. Dărmănești ca și a, omul, primarul care a reușit să fie primul pe zona, pe Moldova pe această agenție de în zona de est, să spunem așa, la capitolul uh, bani europeni și proiecte europene. Ceea ce spu, înseamnă că se poate, pentru că uh, la el se vede și fiecare ban luat uh, bani european luat înseamnă uh, dezvoltare și înseamnă mai bine, practic. Cu atât mai mult, cu cât uh, Dărmăneștiul nu este atât de mare cât un municipiu păi și tocmai, atunci chiar... Păi tocmai. Fiecare primar trebuie să-și îndrepte trebuie inclusiv atenția în această direcție. Dar în altă ordine de idei, domnul primar Chidovăț este un tip extrem de energic și îl felicit pe această cale pentru că este un exemplu de bună practică pentru bune practici pentru noi toți. Ca, se și, poate. ca, ca și primar, Ideea se, poate. se încadrează la rubrica așa, da, unde cu siguranță putem lua exemplu. Și încercăm. Noi suntem în perioada, acum la primărie, în care totuși cu drag, vă spun și eu împărtășesc aici, de față cu dumneavoastră, ajung să coleg niște roade. Roadele unei administrații aflate în schimbare, unei administrații în care, ca și șefi, până la urmă, de compartimente sau de servicii, sunt niște tineri care trag într-o singură direcție, în direcția dezvoltării municipiului rădăuți. Chit că este în zona direcției tehnice, chit că este în zona achizițiilor publice, compartimentul fondurilor și proiectelor europene, juridicul, ca să, să nu mai că spun. Sunt oameni care și au confirmat încrederea care le s-a acordat. Da, practic. Da, da, sunt niște oameni pe care îi văd că nu știu vin cu drag la servici și fac ședințele pe grupuri după cum i-am învățat și la mine vin doar cu anumite probleme, nu mai mi se întâmplă ce se întâmpla la începutul mandatului când biroul era invadat de foarte multe documente pe care eu trebuia să le uh, verific de o mie de ori să nu se întâmple ceva. E, bineînțeles, primăria a funcționat și până acum, dar așa, ca să stea rădăuțenii liniștiți, am pus pe direcție administrația municipiului rădăuți. Bineînțeles că mai sunt lucruri de uh, reglat, le vom regla în scurt timp, dar în mare mergem în, în direcția cea, cea mai bună, să știți. Spuneați, plecasem de la discuția proiectelor și a drumurilor care sunt prioritare, să spunem drumurile noastre, toate prioritare, pentru că asta ne dorim, dacă e să facem statistic o discuție, asta își doresc cetățenii în primul și în primul rând exact. utilități și drumuri, dar drumurile înaintea utilităților, dacă e să, să fim foarte cinstiți. Am vorbit de drumuri și de necesitate, pentru că spuneați dumneavoastră că uh, sunt drumuri care sunt de piatră și vorbim totuși de un municipiu, pe de o parte, dar nu cred că, nu cred că ceea ce vă doriți dumneavoastră sau gândurile dumneavoastră pentru rădăuți să opresc doar aici. Nu, sigur că nu. Vom încerca să vedem și în zona digitalizării ce putem face. Acum mai suntem în fața unei provocări și anume o reorganizare nu din punct de vedere administrativ, cât din punct de vedere a locației primăriei, pentru că în curând vom primi, am pus și un proiect de hotărâre pe ordinea de zi din dezbatere publică în acest sens, sediul fostei judecătorii. Uh -huh. Ori acolo îmi doresc foarte mult să se mute sediul săpăcălepului, poliția locală, taxele și impozitele, urbanismul, direcția tehnică, registrul agricol, direcția agricolă și așa mai departe, cu amendamentul că jos mi-aș dori să facem un birou unic că poate sunt două pentru că uh, unul fiind un flux foarte mare la pașapoarte pe zona respectivă, uh, probabil trebuie un spațiu mai mare, dar unul tot pentru taxe impozite și alte plăți care le pot face rădăuțenii într-un singur loc, să nu se mai plimbe haotic căutând locuri de parcare prin municipiul rădăuț, acest lucru putând uh, fi făcut într-o singură locație și anume în acea parcare își lasă mașina din spatele judecătoriei și acolo se intre să-și facă toate plățile. Este o provocare pentru că uh, necesită cheltuială de resurse, de timp, de nervi, pentru că fiecare este învățat într-o locație. Na, este mai complicat să muți funcționarul. Totul, nimic nu este ușor. Dar trebuie gândită dinainte pentru că în momentul când vii cu digitalizarea cablului, fibra trasă în acele locații, totul trebuie să fie extrem de bine stabilit și funcțional. Aici nu te joci să fii așa cu două mâini stângi și să vrei să faci o administrație, nu știu, europeană sau performantă. Dar încet, încet le vom rezolva pe toate pentru că, încă o dată spun, văd funcționarii acum trăgând la aceeași în aceeași direcție și chiar sunt încrezător că totul va fi bine în, în municipiul nostru. Știți că orice nouătate în zona administrativă nu este primită neapărat cu aplauze până când uh, îi se vede eficiența, știți, în obișnuit. momentul în care se vede eficiența, tocmai uh, când se vede eficiența, lucrurile deja intră într-o altă zonă, deja uh, se discută. Da. Pentru că orice schimbare știți, e deja ceva de genul Vine ce o să facem, cum o să facem și așa mai departe. Da, uh, da interesant ideea, probabil că și spațiul trebuie să-l amenajați, pentru că... Cu mă rog, siguranță, pentru început, zona. Uh, zona în care va fi destinată publicului în acele pentru plăți, ghișeile cu plăți unii, ghișeul cu plată unică, dar în același timp se, va, vo, se vor elibera, nu știu, clădirea în care acum se este vis-a-vis -vis de casa de cultură, pe care o putem, vom putea închiria și eventual cu acea sumă de bani să putem avea pentru utilități în partea a, cea altă. Acum clădirea veche, cea mică de lângă primărie probabil va dispărea de acolo și va apărea o locație mult mai frumoasă, mult mai simplă, mai aerisită pentru că fie vorba între noi nu prea are ce căuta acea clădire între noul sediu al judecătoriei și primăria noastră din 1870 construită. Și lucruri se vor întâmpla în rădăuți, asta fiind așa, în planul 2, pe lângă cele ce le-am spus, adică drumurile, apa, canalul, fondurile europene și așa mai departe. Spuneți de digitalizare, folosiți ghișeul.ro sau vă doriți da. să-l să folosi, folosiți? Se poate, se poate folosi, deși în continuare vin cetățenii și plătesc. Sunt învățați. sunt învățați să fie fizic. Acum, cu această incidență mare la COVID, am dat din nou dispoziția de a Lucra în două schimburi, dar la taxe și impozite se lucrează normal. Am avut dorința de a fi puțin mai resist, cetățenii, cu distanțare pentru a evita îmbolnăvirea sau contactarea acestui virus care pare că este din ce în ce mai virulent, mai, virulent mai contagios. Da, se pare că da, într-adevăr am văzut rădăuțiu, nu că ar fi fost singurul rădăuțiu, coincidență foarte mare. 15.04 A, era ieri. Așa am văzut în zona Suceava sau în zona, dacă vreți, metropolitană sau fostă metropolitană, acum zona X, a primăriei municipiului Suceava, a, zona cum era ceva funcțională, nu știu cum mi-aduc aminte, termenul îmi scapă, Uh, acolo e fel, incidență iar foarte, foarte, foarte mare dacă e să vorbim de aceste îmbolnăviri. Practic, însă, trebuie să fim foarte cinstiți să spunem că sunt foarte multe îmbolnăviri, însă sunt, e mult mai ușor decât tot ce a semnat Delta, varianta 4, să zicem, acestui virus. Aici vorbim de o îmbolnăvire mai rapidă, dar nu de o boală atât de gravă, să spunem, da. dacă e să vorbim despre virus. Da, domnule primar, o să luăm un picuț de pauză, o să luăm, dragii mei, un picuț de pauză publicitară și ne reîntoarcem. Mai sunt lucruri interesante de discutat și o să vedeți că discuția o să meargă de această dată tot cumva într-o zonă administrativă, dar poate mai degrabă politico-administrativă și, de ce nu, și un pic de zâmbet. Revenim! Ne-am reîntors să ne continuăm discuția cu tenorul primar al municipiului Rădău, Bogdan Loghin și dacă în prima parte am discutat despre gânduri de dezvoltare, acum o să atingem un pic un subiect mai complicat un pic. O să vorba de zona economico-socială, ca să o denumim așa, și anume anunțul celor de la Schweighofer sau nu sper să nu greșesc, nu? H.S. Așa, grup, cum s-o fi care, care vorbește despre faptul că vor închide niște locații care nu o să mai funcționeze și cu o implicație sau, mă rog, vor fi implicați în toată această poveste un număr de 600 de persoane. Sunt două lucruri, spuneam, vă, zona socială a celor persoanelor care rămân fără locuri de muncă și care nu sunt doar din rădăuți. Rădăuți, zone limitrofe, dar înseamnă 600 de oameni pe de o parte. Pe de cealaltă parte vorbim de influența bugetară. Pentru că dacă vorbim de rădăuți și nu numai de rădăuți și de siret, eu sunt absolut convins că zona este una care pe dumneavoastră vă afectează foarte mult. Exact. Am avut ieri o întâlnire la sediul celor de la H. Stimber Group împreună cu domnul primar al siretului domnul Popoiu și domnul prefect Alexandru Moldovan. Moldovan da. Am fost în, în direct practic cu conducerea și am ridicat și noi anumite probleme la rândul nostru, pentru că impactul socioeconomic este unul mare la Rădăus și unul devastator la Siret. O spun asta pentru că, deocamdată, Siretul este mult mai afectat decât zona noastră. Deși și la noi, cu durere în suflet, vă spun că sunt foarte multe familii care sunt destabilizate în această perioadă și eu sper ca. Nu știu, în cel mai scurt timp să se găsească soluții și pentru, pentru aceste familii. Am înțeles că sunt familii care ambii uh, soți lucrează acolo și în... rămân fără muncă. Și rămân fără muncă, și atunci nu știu, trebuie găsite soluții din acest punct de vedere. Uh, din punct de vedere economic, vă spun că deocamdată, ne plecând acele hale, încă mai va fi impozit și vom mai colecta în această Dar Impozit pe teren, despre asta Impozit pe teren și pe clădiri, mă refer. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna, nu știu, ferească Dumnezeu să nu fie și egăru să plece și atunci impactul municipii pe municipiul Rădăuț atunci chiar va fi devastator pentru că rădăuțenii trebuie să, să știe că Uh, taxele de la aceste două companii sunt în jur de 540.000 de euro pe an. Anul trecut uh, de la firma Eger mai mult s-au încasat încă vreo 500.000 de euro, 511.000 mai exact, uh, prin sponsorizări care s-au văzut în școli, în clase. Deja am depășit în, uh, milionul? Da, am depășit în jur de 1.300.000 de euro, uh, ba chiar mai mult au fost anul trecut, ceea ce uh. înseamnă foarte mult pentru municipiul nostru cine știe să citească un pic în buget, va vedea că efectul ar fi devastator în acest caz. În Ce acest înseamnă bugetul caz. dumneavoastră ca la municipiul, așa orientativ să-i spunem domnule primar? Bugetul în... se împarte în mai, multe, în mai multe variante, este cel de funcționare, cel, el merge pe spital, merge în mai multe zone, da, 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 dar ideea este că voi veni cu un efectiv uh -huh. cu, pentru că acum suntem în anumite discuții, trebuie să ne întâlnim și cu consilierii și s-ar putea să mai reglăm anumite situații și sume practic și vreau să, să vin cu o sumă concret, acest milion și 300 Dar de impactul, mii este devastator. Impactul este devastator pentru că inclus, uh, numai din, uh, din taxe și impozitele lor ne ducem în zona dezvoltării aproape cu toți banii. Deci, practic, dacă nu ar fi aceste uh, companii, nu i -a fi în aer cu bugetul pentru dezvoltare, plus sau minus, pentru că uh, cetățenii nu urmăresc uh, sumele mai exact, așa să venim cu virgule. Dar voi veni și cu un impact din punct de vedere al uh, după ce vom regla toate aceste capitole, să vadă exact cât din buget înseamnă bugetul de dezvoltare, pentru că din bugetul mare nici nu are rost să facem raportarea pentru că merge în zona funcționării. Și atunci voi spune exact, dar este, ar fi devastator. Mai departe ce pot să spun că nu știu, mi-aș dori ca în cel mai scurt timp să vină și alte companii la noi în zonă, alte firme mari, pentru că totuși avem o centură de municipiu, da? O centură care ar trebui să aducă foarte mulți investitori în această zonă, în zona noastră a Rădăuțului. Sunt zvonuri că urmează să vină și nu pot să spun decât că îi așteptăm cu brațele deschise pentru că totuși forța de muncă există la noi în zonă, condiții sunt, oameni harnici sunt, așa că piața de desfacere există, nu trebuie să, să neglijăm acest lucru și eu consider că, sau trag speranță că în cel mai scurt timp să-și anunțe venirea efectivă companii mai mari la noi în zonă. Doamne ajută, pentru că mă gândeam acum la ce spuneați despre cei de la Timber cu impactul bugetar și mă gândeam dacă la dumneavoastră lucrurile stau așa, cum stau la Siret. E recunoscut că siretul uh, încearcă, se zbate, uh, Popoiu acolo, Adrian Popoiu încearcă să găsească soluțiile pentru a dezvolta. Am văzut tot felul de lucruri pe care le face acolo, de, uh, ca să aducă, nu știu, investitori, investiții, bă, ceva ca lucrurile să funcționeze economic. Impactul, însă, pentru el este unul într-adevăr devastator, dacă este să vorbim de siret, doar așa e, ca o mică exact, voltă. Exact, pentru că este foarte cunoscut că și Siretul este una din localitățile care prin administrația practicată de cei de acolo și condusă de domnul primar Popoiu au atras foarte multe fonduri europene, dar faptul că impactul bugetar prin lipsa celor de la HS Timber Group de acolo, contribuția lor este de peste un milion de lei noi, 10 miliarde de lei vechi, asta înseamnă ceva groaznic pentru, pentru bugetul lor și nu știu, sper să găsească domnul, domnul primar toate soluțiile ca să poată continua proiectele pe care le are, pentru că, după cum v-am spus, sunt foarte multe sume alocate în zona fondului europene care în urma cărora tragem foloasele după câțiva ani. Și atunci, eu zic că se va descurca în final și vor găsi alternative acolo. Ca să nu mai spun, era și povestea zonei sociale, și cred că prezența a domnului prefect acolo a fost motivată și de zona exact. socială, exact. una care trebuie rezolvată sau, mă rog, găsite soluții, cel puțin, pentru că, până la urmă, vorbim de contribuabil, domnule primar la buget. Știți, da. știți că cu cât veniturile sunt mai sigure, să spunem așa, cu a cât impozite și taxele sunt mai bine plătite, da. ca să fim foarte, foarte cinstiți. Da, sunt vremuri tulburi și vremuri în care se întâmplă tot felul de ciudățenii. Am văzut chiar în zona, spuneam, politică, nu știu cum să spun, nu știu dacă e zona politică, am văzut așa o vizită, un desant așa de actori, actorași și așa mai departe, care este încă acum în municipiul Suceava, în județul Suceava, în tot felul de locații, au venit actori, cum au interpretat, eu știu, l-au interpretat pe, pe Ștefan cel Mare și așa mai departe, alături de două personaje, cel puțin din punctul meu de vedere, controversate, care încearcă să habar ce, chiar nu știu ce. Dar știți ce mă miră cel mai tare? Spuneți faptul că acolo sunt și oameni de noiștri. noștri. Oameni când spun cetățeni, că vorbim de municipiu, că vorbim de zonele limitrofe, că vorbim de Suceava și zonele limitrofe, că vorbim implicare, chiar a unor am văzut cel puțin lângă zona Suceava, am văzut o implicare a unui primar de acolo în toată povestea asta și sunt foarte, foarte multe semne de întrebare vis-a-vis -vis de, de ce se întâmplă. Oare ce se întâmplă? Nu știu, stau și eu și mă gândesc că am văzut ce s-a întâmplat astăzi la marginea. Eu, din punctul meu de vedere, este pâine și circ, o rețetă, o rețetă care a fost folosită din cele mai vechi timpuri, dar care, din punctul meu de vedere, nu este o soluție. Istoria recentă, dacă stăm și ne gândim, în perioade mai grele, perioade critice, perioade cu schimbări mai, mai greu controlabile. Au apărut anumite partide, cum ar fi ppdd ul dacă ne aducem aminte. Domnul știu, era, Domnul. România Mare, erau mai multe partide mergând în zona de extremă și care, din punctul meu de vedere, nu au venit cu nimic concret. Pentru că doar a, nu știu, a bifa sau a defila în fața oamenilor care și așa sunt vaie de capul lor și așteaptă soluții viabile, să vii doar cu aceste scenete prin care spui ce. Păi dacă stăm amândoi la masă, cu siguranță vom găsi încă vreo 30 de puncte care ar putea fi abordate și explicate oamenilor. Problema este vorba despre soluții. da. Corect. Eu stau corect. și mă uit și sunt un om pragmatic și văd că, până la urmă, de exemplu, la rădăuzi, da? Dom'le, centura este ceva viabil, o vedem Absolut. toată, circulăm pe ea. Toată rețeaua, infrastructura rutieră care este cea mai întinsă din țară în județul Suceava, văd că este bine întreținută de Consiliul Județean prin prisma domnului președinte Gheorghe Flutur. Podurile se repară, deci totul este într-un grafic și într-o direcție în care noi tindem să ajungem. Faptul că venim și tot timpul aducem aceste nemulțumiri ca și cum am avea o bagatelă din aceasta magică prin care transformăm în secunda 2 aceste probleme în lapte și miere, eu vă spun că nu există și faptul că se încearcă a îmbăta lumea cu apă rece este un lucru laș, o pot spune din punctul meu de vedere, pentru că aștept și văd de la începutul acestui mandat de primar să văd totuși ce se întâmplă și cu scena aceasta politică. Ajungând în zona în care PNL-ul și-a dat mâna cu PSD-ul, eu zic că este un moment foarte complicat pentru că nu exista decât soluția să-și dea și mâna stânga sigur. și dreapta, cum s-a întâmplat și în alte țări, după Germania, de cel mai bun. În Germania la fel s-a întâmplat din raționamentul inteligenței până la urmă, pentru că sunt soluții care nu pot fi luate decât împreună cu o putere parlamentară mare, cu o largă, majoritate, cu o largă majoritate parlamentară, pentru că ajungem din nou la niște discuții în care și eu ca primar, înainte de campanie, am spus, da, domnule, vreau exorcizare administrativă, am venit cu foarte multe măsuri, domnule, eram aplaudat și aveam 40.000 de like-uri, da? ca și primar de municipiu. În momentul când am început, toată lumea a început să facă ca ariciul. Deci sunt măsuri care trebuie luate, dar care în final să ducă odată pentru numele Lui Dumnezeu în direcția uh, bunăstării oamenilor. Pentru că și eu sunt uh, un tânăr care mi-am dorit să rămân aici, deși puteam să merg în orice țară din lumea asta să muncești și să mă descurc și am avut gândul și viziunea asta de a rămâne alături de oameni puternici care vor să dezvolte acest județ. Trag zi de zi cu, cu echipa pe care o conduc și eu sper ca în final să ajungem în direcția cea bună, mai ales că sunt atâtea proiecte și trebuie să accesăm ca și țară, mă refer, nu numai decât ca și municipiu, atât de mult bani încât nu avem timp de circ, nu avem timp de Corect. de ce se întâmplă acolo, pentru că mintea în loc să ne stea în zona pentru care ne-au ales oamenii, noi ne uităm cum uh, duce în derizorul cineva uh, personalitatea măritului Ștefan, da? exact. pentru a scoate în evidență ce? o frustrare sau ceva care, nu știu, nu poate fi controlat de o anumită formațiune. Într-adevăr, dreptul la opinie este garantat prin Constituție, este liber în direcția tuturor, dar mi se pare un pic prea mult. Și o spun pentru că nu numai că am trecut prin episodul prin care am fost colindat în ghilimele de două ori pe acasă, de parcă soluția ar fi stat la mine, că dacă ieșeam din casă se rezolvau toate problemele. Dar trebuie să fim puțin mai cerebrali și să ne gândim că dacă totuși am dat încredere acestor două partide, PNL-ul și PSD-ul mă refer, haideți să le lăsăm puțin, puțin răgaz ca să arate că, că putem. Iar dacă vorbim de putere parlamentară și vorbim de uh, ceea ce pot face două partide puternice atunci când își pun uh, specialiștii, oamenii care se pricep în slujba cetățeanului, până la urmă că despre asta discutăm, uh, apropo de uh, tot ce înseamnă influențele astea financiare, Uh, gen uh, energie electrică, gen gaze naturale, am văzut uh, că anul a început deja. A început deja cu acel ajutor, practic, pe care l-au primit pensionarii, și care este o realitate, care este o realitate în speță. Ca asta și mă gândeam, până la urmă, guvernanții, în această formulă stângă dreaptă o formulă nu patentată la noi, la noi am luat-o pentru că a fost patentată în Germania, și dacă tot ne raportăm și la Germania ca la țara tuturor posibilităților, cel puțin în zona europeană. Hai să ne raportăm și la ceea ce au făcut ei acolo, prin această. cum să-i eu, prin această colaborare, așa, stânga-dreapta. Ei au reușit să facă o guvernare foarte bună. La noi, premizele sunt în zona aceasta unei guvernări foarte, foarte bune și a început foarte bine povestea asta. Și în zona sănătății, și în zona financiară, și în zona dezvoltării, am văzut foarte multe proiecte care vin către Suceava. Am văzut că lucrurile stau în regulă. Asta ar trebui să înțeleagă, pentru că eu încerc să, să nu știu, încerc să să pătrund dincolo de ceea ce. Asta cred că ar trebui să înțeleagă oamenii vis-a-vis -vis de politică, politicieni, și să nu ne mai agățăm doar de gargară și gargaragi. Că nu pot să le spun. Da, într-adevăr, așa este și dacă ați observat întotdeauna, în momentul când începe să funcționeze ceva, se acționează alte pârghii, doar doar să nu, nu meargă aceste, aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, că am putut urmări ce se întâmplă la București, părea mea că mergem într-o direcție bună cu un amendament. Ar trebui ca această cursă bară la bară pe care o are PNL cu PSD în direcția administrației la acel nivel să lase puțin concursurile. Adică, domnule, că eu sunt mai bun, că eu am făcut că. Nu, domnule, tragem într-o echipă, să dea Dumnezeu tu să fii cu cele mai bune măsuri pe, nu știu, pe educație sau pe sănătate, tu pe, nu știu, pe. Alte direcții, dar în același timp trebuie ca ă, și românii să observe eforturile care să facă. Totuși, nu este ușor să pui stânga cu dreapta correct, correct. în, în acea, aceeași mașină și să duci mașina la destinație. Va fi bine în final, și ă, nu știam pentru prima dată un sentiment că totuși am învățat ceva și că acest ă, circ și pâine care ne este livrat tendențios prea mult, nu știu, excesiv, nu știu cum să spun, se va termina în momentul când rezultatele vor începe să apară. Pentru că în momentul când va intra prima cupă într-un drum expres sau într-o investiție ceva mai mare, atunci toate aceste lucruri nu vor mai acest cerc nu va mai ține la, la oameni, pentru că ei vor fi direct uh, implicați. În momentul în care noi reușim în rădăuț să aducem apa, canalul și uh, infrastructura rutieră, în momentul la oamenii vor uh, fi mai atenți la ceea ce spunem noi. Până atunci nu suntem decât niște politicieni care povestim mai bine, mai frumos, mai tare sau mai încet la televizor și care, uh, din păcate, până acum, credibilitatea ne -o luăm din backup-ul nostru, dacă există, sau din, nu știu, încrederea care o inducem prin faptul cum comunicăm. Dar vine și vremea când trecem la fapte, nu vorbe și aștept cu nerăbdare acea, trebuie acele spus, timpuri. trebuie în în, în, în sprijinul celor spuse de dumneavoastră, trebuie spus că atunci când ne vorbim despre proiecte și în special cele proiectele europene, de la început, să spunem, până la am reușit să-l implementez, durează ceva timp. Iar durează durata an de zile, este da. de ani de, an de zile. Pentru da. că asta ar trebui să înțelegem toți. Și asta nu pentru că. Asta pentru că așa este legislația la noi în România. Atât înseamnă legislația în România și poate vorbesc de cei de stânga și dreapta care azi formează guvernul, poate să găsesc o soluție ca lucrurile să meargă mai ușor, pentru că vorbim de ani de zile și de asta rezultatele muncii, până la urmă, unei administrații se văd mult mai târziu, nu eu, foarte repede. Eu ați adus foarte bine discuția din nou în această zonă, pentru că întotdeauna am spus că cel mai bine este prin exemple, ca să explicăm prin exemple, ca cetățenii să înțeleagă, să înțeleagă cel bine. mai bine. Deci noi din bugetul municipiului Rădăuți, ca să vedem efectiv ceva rapid pe zona drumurilor, nu putem, fără a depăși acel cod CPV în zona drumurilor, să asfaltăm decât vreo 300 de metri. Deci rădăuținii să înțeleagă că efectiv din buget nu putem cheltui, chiar dacă am avea bani în anul următor decât un tronson cum l-am asfaltat cel de, la, de, pe Volovățului și care primul strat va anunț pe această cale că va fi frezat și refăcut pentru că au fost probleme acolo și o referiți la calitatea, asfaltului, la calitatea asfaltului, și va fi refăcut și am atenționat să nu se mai întâmple niciodată pentru că altfel luăm alte măsuri, deși și așa au pierderi foarte mari, dar nici nu mă interesează. Deci numai 300 de metri, așa într-un son. Nu în acest ritm, nici într-o 100 de ani nu am putea asfalta rădăuțul. De aceea mergem în zona accesării fondurilor. Pentru că proiectul pe, pe CNI și pe Angel Salini, pentru că l-am pus să vedem efectiv unde vom, îl vom accesa mai repede, ține de străzile Pandurilor. Eu vorbesc de străzi balastate, da? Pandurilor, Odobescu, îmbinată, Zorilor, Ion grămadă George Coșbuc. Vasile Conta, deci sunt strada mică din zona Tolocii da, de la îmbinarea străzii Nicolae Bălcescu cum e Bodnar în dreapta spre strada Tolocii. Deci toate aceste străzi urmează a accesa fonduri pentru, pentru a le face. Mai mult încercând, că s-a mai întâmplat ceva, noi am încercat să recuperăm bani practic din acel gal pentru a-i direcționa către, către drumuri. Da? Ori, în momentul când a fost făcut la acea dată uh, și depus acest proiect pe gal, s-au pus ce străzi erau asfaltate, doar că erau un număr de străzi care nu aveau scoase avizie la mediu. O retroactiv, ne putând să mai faci nimic, vreo 3 milioane de lei, adică 30 de miliarde de lei vechi, s-au pierdut. Noi am făcut demersurile necesare și uh, vă spun acum în premieră, pentru că am luat în calcul uh, alte străzi din uh, pietriș foarte așteptate, la fel ca și celelalte, pentru că toate sunt așteptate pe asfaltate clar. cu siguranță. Strada Grânilor până în strada Merilor, strada Ciocăliei până în strada Merilor și dacă mai rămân bani în această direcție, am vrea să facem Constantin Brăcoveanu până la Calea Ferată, pentru că acolo este jale în fiecare an. Deci chiar nu putem gestiona situația de acolo și drumurile sunt praf întotdeauna. Vom merge pe Varianta în care să nu mergem cu bordură, trotuar și așa mai departe, pentru a rezolva problema asfaltului în prima fază. După care vom interveni cu alte proiecte să rezolvăm și problema în partea parte cealaltă. pietonală, să zicem. Da. În altă ordine de idei, în acest proiect multianual și în străzile care au fost declarate neeligibile pe axa 13, dar care trebuie să le finalizăm până în 2023, sunt un număr de 18 străzi, din care sunt făcute doar 4. Da? Uh, care trebuie neapărat să le facem. Și atunci, străzi ca Ion Nistor, uh, Dimitrie Danu, școlii noi, uh, Iracli Porumbescu cu Teiului uh, și așa mai departe, da? Că strada Gării și astea deja sunt făcute, Bogdan Vodă și uh, Dobrogeanu Gherea, ca să nu mai spun, măci, măcelarilor, mărcișorului și toate străzile acestea. Au asfalt pus acum 42 de ani, adică este un asfalt depășit din toate punctele de vedere. De aceea nici nu putem plomba corespunzător. Să muzeu sunt, să da, sunt niște, niște străzi ceva. în care băgăm sume uh, și metri pătrați uh, impresionanți de asfalt pentru că nu mai știm pe unde să cărpim. Dar, încă o dată, fac un apel la cetățeni să ne înțeleagă că, chiar dacă am dori noi să facem peste noapte, este foarte complicat să rezolvăm toate aceste probleme în 2 ani de zile sau într-un an de zile cât a trecut de când am câștigat alegerile. Suntem pe drumul cel bun, avem o administrație corectă care trage cu toate motoarele în această direcție și, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu răbdare, vom ajunge la capăt. Cu politic, bine, domnule cu bine. primar întrebare, să spunem așa, la locul ei zic eu, poate, nu neapărat potrivită politic, credeți că veți reuși să aveți să fiți în asentimentul tuturor consilierilor, pentru că vorbim de zona legislativă, dacă e să spunem așa, dumneavoastră, fiind în zona executivă, veți avea asentimentul tuturor și asta și motivat de ce se întâmplă la nivel național, spuneam prin această cooperare, mă refer la proiectele pe care vi le-ați propus și la gândurile pe care le aveți pentru anul de grație 2022. Eu și până acum am reușit să împreună să facem o majoritate. Mi-ar fi plăcut să fie chiar majoritate din toate punctele de vedere, adică toți consilierii să voteze toate proiectele, mai ales cele de dezvoltare care le așteptăm, pe care le așteptăm cu toții. În continuare am speranțe că ne vom drepta într-o direcție corespunzătoare sau normală, pentru că nimeni nu vrea să ia nimic acasă, dintre noi nu dorim decât să rămână ceva în urma noastră. Eu am spus-o de o mie de ori, mai ales că am avut atâtea experiențe, și nu mai spun traumatizante, unele, în care azi ești și mâine nu ești. Adică, azi ești primar, consilier sau ce fi, și mâine nu mai ești nimic. Sau, ferească Dumnezeu, să se întâmplă ceva. Și atunci te uiți în urmă și vezi ce. Scandal, pâine și circ scenete și așa mai departe. Ori și oportuniști care încearcă să exact, se cațere, să spunem Ori așa. cetățeanul cu siguranță în momentul când a mers și a făcut acel efort și a avut disponibilitatea de a se deplasa la urna de vot și să pună ștampilă, nu pentru circ a, a făcut acest efort. Asta încerc să transmit tuturor și pe această cale vreau încă o dată să o spun că nu mă mișc nici un milimetru de la ceea ce am spus și la ceea ce am făcut. Pentru că, deși am fost contestat la început pentru anumite măsuri, în final, chiar și cei din primărie își dau seama că, băi, un pic mai mult stres, un pic mai multă muncă, dar parcă ne vin, venim cu drag la servici văzând că în urma noastră iese ceva. Se vede ceva. Pentru că, că. vă dați seama, vremuri ușoare, nu știu cât de ușoare vin sau cât de grele. Dar în momentul când un funcționar este foarte bine și pe picioarele lui, chiar nu trebuie să aibă frică de nimic că se va întâmpla cu locul lui de muncă sau cu situația lui financiară. Iar gândul dumneavoastră pentru cei din, pentru rădăuțeni, pentru anul 2022 este, domnule Pinoar? Este încrederea și numai de bine pentru că suntem pe drumul cel bun, deși este un drum, un drum extrem de greu prin prisma tuturor întâmplărilor ce sunt în jurul nostru, ne îndreptăm cu pași siguri către ceea ce v-am promis. Doamne ajută să aveți Doamne realizări ajută. și să ne putem bucura împreună aici la masă despre tot ceea ce se va întâmpla bine Rădăuți și eu sunt absolut convins că se va întâmpla pentru că sunteți tânăr, sunteți determinat, sunteți curajos și vă doriți foarte mult să faceți, să puneți în practică ceea ce v-ați propus practic pentru Rădăuți. Putere multă domnului Vă Mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, că ați stat alături de noi. A fost o discuție foarte interesantă despre despre rădăuți și tot ce înseamnă rădăuțiul, acum la început de an. Să aveți parte de o seară frumoasă, liniștită și de zile liniștite și pline de sănătate. Numai bine.